primarul municipiului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan. Bine ați venit! Am să încep prin a-l întreba despre 1 decembrie, despre manifestări, ce va fi. Da, am încercat anul acesta să facem un program puțin diferit față de cel pe care l-am avut anul trecut. Nu o să vă pot spune chiar tot, pentru că unele dintre evenimentele pe care ne-am gândit noi vrem să fie o surpriză pentru cetățenii municipiului Câmpia Turzii. În principiu, va fi acea primire oficială a comandantului bazei și a oficialităților, urmată de o slujbă de oficiată de către preoții din municipiul Câmpia Turzii și preotul militar, apoi depuneri de coroane la Monumentul Eroilor, cum aveam un spectacol frumos intitulat Inima României bate la Câmpia Turzii, care va începe de la ora 18, iar de la ora 20 vom avea parte de aprinderea iluminatului ornamental, de un frumos foc de artificii și, așa cum spuneam mai devreme, vom avea și două surprize. Una se va întâmpla în prima parte a zilei, când, în perioada în care va fi ceremonialul militar, iar cea de-a doua se va întâmpla în perioada desfășurării aprinderii iluminatului ornamental și a focului de artificii. Dar vreau să-mi permite să fie o surpriză pentru cetățenii municipiului Câmpia Turzii. Invit cu drag să participe la acest eveniment, pentru că vă putem garanta că va fi un eveniment frumos. Am observat că centrul a fost amenajat și dacă doriți să ne vorbiți puțin despre asta. Vorbeam zilele trecute cu colegii mei din primărie, la momentul la care am ieșit pe teren și am finalizat, ca să zicem așa, lucrarea de introducere subterană a cablurilor, că toată lumea se aștepta la preluarea administrației că în 2-3 luni fața orașului se va schimba. Este normal, după o campanie electorală, cetățenii orașului să aibă așteptări. Însă, cred că orice administrație care preia conducerea unui oraș are nevoie de o perioadă de timp în care să-și pună în practică proiectele și să le și realizeze. Toată lumea credea atunci că se va întâmpla peste noapte. Nu s-a putut întâmpla așa. Unul dintre proiectele mari era introducerea subterană a cablurilor de energie electrică și iluminat public, și accentuez acest lucru, pentru că vorbim despre două lucrări importante, ambele începute una începută în luna noiembrie 2016, una începută în primăvara lui 2017. Cea începută în noiembrie era introducerea subterană a cablurilor de către societatea electrică, lucrarea lor proprie, iar cea de-a doua era introducerea subterană a cablurilor de iluminat public, făcută de către primărie. Le spuneam colegilor că există o vorbă: dacă vrei să faci păpăraie, trebuie să spargi ouăle. Așa s-a întâmplat și aici. Nu puteam, sau încă nu s-a inventat la noi tehnologia care să facă o gaură la Apollo și una la Pavel Dan și să vin cu cablurile pe sub pământ fără să deranjez zona centrală. Ăsta este motivul pentru care aceste lucrări au durat așa mult, dar eu zic că așteptarea a meritat, pentru că, așa cum vedeți, în acest moment ne-am dorit și am obținut ca orașul sau zona centrală a orașului să aibă o altă înfățișare. În acest moment cred că avem unul dintre cele mai frumoase rețele de iluminat public stradal din județul Cluj pe zona centrală. De asemenea, modul în care colegii de la domeniul public au amenajat zona de spațiu verde, iar este una deosebită, nu este finalizată, abia astăzi o vom finaliza, de așa manieră cât pe 1 decembrie centrul orașului să aibă altă înfățișare. Pot să vă spun și de faptul că corpurile de iluminat pe LED pe care noi le-am montat vor face o economie considerabilă la bugetul instituției, pentru că încă de la preluarea mandatului să fac economii la buget a fost una din prioritățile mele. Și pot să afirm cu toată responsabilitatea că achizițiile pe care le-am făcut pentru primărie sunt undeva cam în jur de 85% față de achizițiile pe care le făcea vechea administrație. Deci am reușit să reducem cheltuielile de așa manieră încât sper și anul acesta să intrăm cu excedent bugetar în jur de 1 milion de euro, sume de bani pe care așa cum am intrat și anul trecut, tot așa din cauza economiilor, pe care dorim să le facem aceste economii pentru a putea investi în Parcul Industrial Tetarom 5. Parc Industrial Tetarom 5, care în ciuda dorințelor sau
a ceea ce speră alții se va realiza. Și vestea bună este că la ultima întâlnire pe care am avut-o cu președintele Consiliului Județean Alin Tișe, mi-a promis că în bugetul anului viitor va fi prins o sumă de 5 milioane de euro pentru parcul Tătarău 5. Dacă tot am discutat despre investiții, ne puteți vorbi puțin despre întâlnirea de ieri cu cei de la Greenway? Da, de alaltă ieri. De alaltă ieri a avut loc recepția finală a lucrărilor la investiția pe care grupul Greenway, pentru că vorbim despre un grup cel mai mare reciclator din Europa, o investiție de aproximativ 5 milioane de euro făcută într-una din secțiile fostului combinat Industria Sârmei. Și vreau să vă spun că pe lângă această investiție pe care ei deja au făcut-o, au mai achiziționat deja terenul pentru o altă investiție care va începe în primăvară, o investiție care va ajunge undeva în jur de 8-9 milioane de euro, așa la o prima estimare a lor, pentru că ei sunt un grup care la momentul la care una dintre firmele grupului vine și se așează într-o zonă, cum au venit la Câmpia Turzii, automat celelalte firme din grup vin și se așează lângă. Și atunci, cel puțin în zona aceea, dezvoltarea se va vedea foarte bine începând de anul viitor. Este o investiție frumoasă, am fost în secție și am fost însoțit și de câțiva colegi, foști ingineri din combinat, care la momentul la care au văzut cum arată acea secție care pe vremuri arăta deplorabil, au rămas surprins și eu, pentru că și eu am lucrat în combinat și știu cum arăta. Diferența este flagrantă între cum arată restul zonei din combinat și cum arată această investiție. La fel cum arată investiția făcută de către cei de la Teran, care este la câteva sute de metri distanță, la fel o investiție care cred că tot anul acesta se va inaugura. Deci acea zonă din combinat, parcul industrial, Industria Sârmei, cum îmi place mie să-l numesc, pentru că asta trebuie să conștientizăm toți faptul că ceea ce a fost Industria Sârmei în trecut nu va mai exista, genul acela de industrie, dar uite că vin firmele. Și din punctul meu de vedere, cu riscul să pară o laudă, nu mi-e rușine să o spun, acesta este efectul programului de reindustrializare pe care noi l-am promovat încă de la preluarea administrației locale și o consecință directă a reducerii impozitelor în zona industrială și nu numai, pentru că știți că în decembrie 2016 am votat rezonarea municipiului, toți cetățenii municipiului, mai puțin cei din zona centrală, plătesc impozite mult mai mici decât în anii trecuți. Acesta este efectul și acesta este efectul și a majorării sumelor de bani pe care le primim din impozitul pe venit, cota parte din impozitul pe venit, repartizat de către cei de la finanțele publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice. Și așa, ca o noutate, vreau să vă spun că dacă în anul 2015, să zic, am avut un total încasat de 25 de miliarde, da? În anul 2017 avem 94 de miliarde. Asta înseamnă o creștere de aproape 4 ori a sumelor primite din impozitul pe venit, cota partea care revine municipiului nostru. Deci o sumă impresionabilă, de 4 ori mai mare, și care se datorează faptului că sunt locuri de muncă în Câmpia Turzii. Și cum o spun de multe ori celor cu care vorbesc și care se plâng de locuri de muncă, le spun că iată, citiți Turda News și tot al treilea sau al patrulea articol este despre ofer locuri de muncă. În Câmpia Turzii numai cine nu vrea nu muncește, există locuri de muncă, șomajul este undeva sub 1,5% calculat la luna august 2017, pentru că de atunci am ultima raportare de la AJFM. Deci numai cine nu vrea, nu muncește. Într-adevăr, putem vorbi despre eventual o valoare diminuată a salariului, adică lumea consideră că ar trebui să lucreze pe salarii mai mari. Asta este cea de-a doua etapă a proiectului nostru de reindustriale. Dacă în prima etapă am rezolvat problema locurilor de muncă, urmează pasul 2 în care trebuie să se majoreze salariul, pentru că, într-adevăr, mulți lucrează pe salariul minim pe economie. Cum se poate face asta? Prin atragerea de investitori, pentru că mai mulți investitori înseamnă concurență, oferta pe piața de muncă, bineînțeles că nu este extraordinară, nu numai la Câmpia Turzii, peste tot, probabil în țară, și atunci concurența va da automat obligatoriu
drumul la salarii mai mari. Dacă tot am discutat atât de mult despre bani, ce se întâmplă cu banii primiți de la DGFP? Da. Ultima tranșă de bani pe care am primit-o vineri de la Direcția Generală a Finanțelor Publice este de 1.150.000 de lei, grosul modo. Am considerat, la momentul la care am făcut analiza cu echipa mea, că cel mai important este să investim în prioritatea administrației locale din acest moment și asta înseamnă școli, grădinițe și spital. Astfel că pentru prima dată, și azi dimineață ducându-mi fetița la grădiniță, îmi spunea fosta directoare de la grădiniță că undeva prin anii 70 își aduce aminte să mai fi primit atâția bani la grădiniță, când era o perioadă atunci care le permitea administrației locale să ofere așa sume mari de bani. Am dat pentru fiecare școală și grădiniță în jur de 1 miliard, în funcție de necesitățile pe care ei le-au avut, iar la spital aproape 2 miliarde de lei. Centralizăm acum datele pentru a intra cu săptămâna viitoare cu o ședință de Consiliu Local pentru rectificare bugetară. Considerăm că este important de investit atât în sănătate cât și în educație și asta este motivul pentru care prioritar ne-am dus pe această direcție. Restul sumelor de bani care rămân le vom dirija pe investiții, probabil pe zona de drumuri. De așa manieră încât să rămână în bugetul anul viitor, pentru că anul acesta nu vom mai putea, din cauza condițiilor meteo, vor rămâne pe bugetul anul viitor pe drumuri. Am înțeles. Unul dintre proiectele importante pentru copiii din Câmpia Turzii este patinoarul din Parcul Mare. În ce fază se află acesta și dacă ne puteți da mai multe detalii? Da. Este al doilea an. Anul trecut a fost prima dată când s-a făcut un astfel de patinoar. Am constatat cu bucurie că a fost o surpriză plăcută pentru concetățenii noștri și atunci am zis că să continuăm și în acest an. Tot la sugestia lor, am ales să aducem un patinoar mult mai mare. Dacă cel de anul trecut avea 500 de metri pătrați, acesta va avea 800 de metri pătrați, deci mult mai mare, pentru că s-a dorit și a fost lume mult, a fost înghesuială, eram nevoiți la un moment dat să restricționăm accesul pe patinoar din cauza faptului că erau foarte mulți și riscau să se lovească, să se întâmple tot felul de accidente. Am adus un patinoar mai mare și tot ca o noutate este avantajul că de data aceasta am achiziționat pe de o parte patinoarul cu personal calificat care să se ocupe de întreținerea și îngrijirea lui, nu ca anul trecut când ne-am ocupat noi cu angajații primăriei. Deci firma care a venit cu patinoarul a venit și cu personal calificat, ei se ocupă de întreținerea lui, el curăță, ei răspunde tot ce se întâmplă acolo. Iar pe de altă parte, pe lângă patinoarul artificial, firma a mai venit cu carusel, ringișuri, chestii de astea de copii, care sunt convins, mașinuțe care se tamponează și mai departe, plus căsuțele lui Moș Crăciun, o iesle a nașterii Domnului. Vom avea un orășel al lui Moș Crăciun deschis în perioada 21-25 decembrie, unde copiii se vor avea parte de o mulțime de surprize plăcute pentru această perioadă. Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat. Cu mare drag, oricând.